Oameni buni, bine v-am regăsit! Zilele trecute am găsit o postare pe Facebook semnată de Ștefan Daniel, prin care Asociația Calea Ferată Krasnahus propune redeschiderea liniei de cale ferată Krasnahus. Locuitori în această parte a țării cunosc faptul că județul Vaslui a fost unul dintre primele județe din România care a beneficiat de avantajele sistemului feroviar, datorită marelui proiect de modernizare aprobat de Parlamentul României în luna septembrie anul 1866. Voi începe prin a vă prezenta foarte pe scurt istoricul căii ferate care a legat orașul dintre vii de restul țării, după care vă voi vorbi despre conținutul petiției. În ceea ce privește porțiunea de cale ferată Krasnahus, ea a fost realizată în două etape. În anul 1888, pe data de 25 iulie, a fost inaugurată o linie cu ecartament îngust de 1000 de milimetri între Krasna și Dobrina, denumită calea ferată 604. Apoi, în anul 1890, pe data de 15 octombrie, a fost inaugurată prelungirea căii ferate cu ecartament îngust Krasna-Dobrina până la Hus. Odată cu construirea liniei cu ecartament îngust Krasna-Hus, se construiesc clădirile stațiilor Oltenești, Crecești, Dobrina și Hus, Ceahaltei Târzii. La construirea stației din Hus a fost folosită clasica cărămidă roșie de Ciurea. Între anii 1889 și 1907 se construiește și remiza de locomotive Hus, care este compusă din clădirea din cărămidă cu două linii de remizare și canal de vizitare, castelul de apă, instalația pentru alimentare cu cărbune a locomotivelor cu aburi, placa turnantă pentru întoarcerea acestora și un dormitor pentru personalul de pe locomotive. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că orașul Hus, într-o anumită perioadă, nu era chiar un capăt de linie. Asta pentru că între anii 1916 și 1918, de la halta Podgorile Husului, pe respectiva cale ferată cu ecartament îngust, Krasna-Hus, se realizează o juncțiune care iese din țară către Basarabia, pe traseul actual al șoselei de frontieră al Bistrița-Chișinău. După terminarea Primului Război Mondial, în anul 1918, se fac lucrări ample pentru refacerea liniilor ferate, Krasna, Podgorile Husului Hus și Podgorile Husului Bucovăț. Chiar dacă erau încă cu ecartament îngust, cel mai vechi mers al trenurilor, în care este trecută linia 604, a fost publicat în anul 1906. Atunci, pe această linie îngustă, circulau patru perechi de trenuri mixte pe zi, care parcurgeau traseul Krasna-Hus în anul 1906, într-un timp de 2 ore și 2 minute, din care 26 de minute erau opririle în stații, iar traseul Hus-Krasna într-o oră și 50 de minute, din care 20 de minute erau opririle în stații. Cu acest tren a călătorit și Nicolae Iorga în anul 1902. În anul 1906, viteza maximă a trenurilor mixte pe linia îngustă Krasna-Hus era de 30 de km pe oră. Din mersul trenurilor din anul 1929, aflăm că pe linia îngustă Krasna-Hus, care în acea vreme avea numărul 134, existau stațiile Oltenești, Crecești, Dobrina și Hus, cu haltele Târzii și Curteni. Calea ferată cu ecartamentul de 1000 de milimetri se desprindea de fosta haltă Podgorile Husului, trecea dealurile Lohan și Dric, se intersecta cu drumul Hus-Duda, după care cobora paralel cu actualele străzi Moș și Onoroată din cartierul Corni și Ana Ipătescu din cartierul Dric. Apoi trecea prin spatele cimitirului, după care mergea paralel cu șoseaua Huci-Albița și trecea podul peste Prut. În Basarabia mergea paralel cu actuala șosea Albița-Chișinău, până în dreptul localității Nispăreni, trecând prin localitățile Leuceni, Cateleni, Nispăreni, Vârjărești, Doina, Lucova, Vorniceni și se oprea în stația Bucovăț, de pe linia Ungheni-Bucovăț-Chișinău. Lungimea liniei era de 112,6 km. După depășirea marii crize economice din anii 1929-1933, guvernul de atunci a adoptat un amplu program realizat în parte, privind modernizarea și extinderea căilor de comunicații. Printre altele, s-a elaborat un plan privind construcția sau reconstruirea unor tronsoane de cale ferată. Între acestea, s-a situat și trecerea la ecartamentul normal al căii ferate Krasna-Podgorile Husului, Hus. La această realizare a contribuit și primarul de atunci al orașului Hus, Ion Gheorghe Vântu. Astfel, la data de 7 noiembrie 1937, a fost inaugurată linia ferată cu ecartamentul normal de 1435 de mm Krasna-Hus. Cu ocazia trecerii la ecartamentul normal, în 1937, a căii ferate Krasna-Podgorile Husului Hus, s-a propus și trecerea la ecartamentul normal al căii ferate Podgorile Husului Bucovăț.
izbucnirea celui de-al doilea război mondial în anul 1939 și ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică în anul 1940 au făcut ca acest obiectiv să nu mai fie realizat și astfel, calea ferată îngustă pod gurile husului Bucovăț a fost desfințată, dar unele urme ale terasamentului mai sunt vizibile și astăzi pe dealurile Sara și Lohan. Pe 22 iunie 1941, când România a declarat război Uniunii Sovietice, calea ferată Creasna-Hus a fost folosită intens în scopuri militare. Datorită acestui fapt, a suferit mai multe stricăciuni, ca urmare a bombardamentelor aviației sovietice. În timpul războiului, în fosta stație Podgorile Husului, armata germană a construit mai multe rampe de beton foarte solide, care au trebuit să fie dinamitate pentru a putea fi distruse, atunci când, în anii 80, s-a construit rampa pentru descărcarea prefabricatelor din beton. Începând din anul 1938, linia cu ecartament îngust Podgorile Husului Bucovăț nu mai apare pe hărțile SFR. Astfel, orașul Hus devine capătul unei căi ferate înfundate, denumită capăt de linie. Datorită acestui fapt, orașul Hus se transformă într-o localitate izolată de la marginea estică a țării, lucru care a avut urmări de fapt asupra dezvoltării economice și sociale a orașului, lucru vizibil imediat după terminarea războiului. În timpul celui de-al doilea război mondial, podul feroviar de la Albița este distrus. În anul 1957, în locul lui este construit actualul pod rutier. Astăzi, doar urme ale terasamentului mai sunt încă vizibile pe dealurile din jurul Husului. Ultimul tren pe ruta Creasna-Hus a circulat în anul 2012. Pe data de 14 ianuarie 2012, la ora 17:35, după 122 de ani, a plecat ultimul tren de călători din stația Hus. Trenul, cu numărul R6405, pe ruta Hus-Iași, compus din două vagoane, în tren, erau doar 5 călători, în care probabil unul sau maximum 2 aveau bilet. Ultimul utilaj de întreținerea căii ferate a circulat pe linia 604 de la Creasna până în zona fostei halte Dobrina pe data de 25 septembrie 2013. Acesta a fost un utilaj care a curățat de vegetație linia din zona pădurii Dobrina. Pe data de 11 august 2014 a trecut ultimul material rulant feroviar pe linia 604 Creasna-Hus, care a fost o locomotivă diesel-electrică care aparținea CFR Marfă. Acesta este foarte pe scurt istoricul căii ferate Creasna-Hus. Cetățenii municipiului Hus doresc redeschiderea circulației trenurilor de călători și marfă. Redeschiderea acestui tronson de cale ferată va aduce mai multe beneficii cetățenilor orașului, cum ar fi transportul la un preț mai mic, eventual gratuit sau cu preț redus pentru elevi, inclusiv transportul pe timp de noapte și, de asemenea, va contribui la dezvoltarea economică a orașului. În acest sens, asociația a depus o petiție, care poate fi găsită pe petițieonline.com. Pentru cei care doresc să semneze această petiție, linkul este în descriere. În această petiție, asociația Calea Ferată Creasna-Hus solicită sprijinul primăriei Hus, primăriei Crecești, primăriei Oltenești și Consiliului Județean Vaslui, pentru ca această necesitate a cetățenilor orașului Hus să fie împlinită. La această inițiativă, SFR Călători a răspuns. Citez. În condițiile în care în prezent pe această rută nu se operează servicii de transport feroviar de călători, SFR Călători își exprimă întreaga disponibilitate pentru a analiza acest tip de solicitări, având în vedere geografia feroviară a zonei, dispunerea subunităților feroviare, resursele disponibile și numai cu operarea în condiții de echilibru financiar prin compensația asigurată și din alte surse, inclusiv prin implicarea și angajarea autorităților locale. Acest răspuns este mai degrabă un refuz elegant al SFR Călători. Prin urmare, Asociația Calea Ferată Creasna-Hus și cetățenii orașului Hus vor solicita autorităților locale să facă demersurile necesare pentru redeschiderea acestei rute. Desigur că primul pas în realizarea acestui demers este ca autoritățile locale să contacteze CFR SA și CFR Călători. Cred că redeschiderea acestei linii ar aduce beneficii importante orașului. Pe lângă faptul că cetățenii ar putea călători plătind un preț ceva mai mic, ar putea fi protejate și drumurile, în cazul în care transportul de marfă s-ar face cu trenul. În vremurile de mult apuse, cele mai multe mărfuri veneau cu trenul. Dincolo de linii, în partea opusă stației, era o rampă pentru încărcare-descărcare și mai multe depozite. De asemenea, transporturile grele, adică materialele de construcții, busteni, utilaje, erau transportate pe calea ferată, iar din gară, mărfurile erau preluate de camioane care le duceau acolo unde era necesar,
în diferite locații din oraș sau în localitățile limitrofe. Nu are rost să vorbesc despre importanța strategică a unei asemenea infrastructuri, mai ales în cadrul unui conflict militar. Revenind la petiția noastră, sper să primesc veți spune de la dumneavoastră referitoare la cum evoluează acest demers. Pe curând!